Claudia sunt. Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin către voi cu un nou proiect superb, o nouă idee de vestuță dantelată croșetată. Este un obiect de vestimentație care se poate regăsi în garderoba oricui, la orice vârstă, părerea mea. Am văzut un picuț de scepticism la persoanele care sunt un picuț mai plinuțe, dar părerea mea acum, cele care au totuși un picuț de talie și vor să-și cambreze un picuț talia, deci doar la nivelul taliei, deci pot purta fără niciun fel de problemă astfel de vestuțe. Puteți proba, să știți că sunt superbe, pentru că partea aceasta din spate a vestuței vine exact în dreptul taliei. Și atunci când măsurați și vreți să lucrați, de acolo, deci după ce faceți rândurile acestea, puneți exact în talie ca să puteți vedea cam până unde vă duceți cu bretelutele acestea. Eu o să vă spun cum am procedat eu și în funcție de asta vă hotărâți și voi și adaptați pentru măsurile pentru care vreți să lucrați. Deci, am lucrat pe aceasta, este lucrată cu bumbac. Am pus bumbacul în două pentru că am vrut să aibă ținută. Și așa am și văzut în video după care m-am inspirat, tot așa cum fir pus în două, nu știu dacă bumbacul a avut persoana aceea. Un dezavantaj al bumbacului este că nu este elastic, bumbacul este mai țeapăn, deci trebuie avut grijă, pentru că dacă nu faceți pentru măsura exactă, după aia vă puteți trezi că nu vă încape. Și am lucrat cu o croșetă numărul 4, da? Pe aceasta. Eu mai am una făcută. Acesta este cu un fier care conține și lână. Are lână 80% și un 20% acril. Avantajul tipului acestuia de fier că este elastic, având lână. Nu-i țeapăn ca bumbacul, da? Și acrilul din compoziție dă flexibilitate. Și acesta se așează foarte, foarte bine. Important este să lucrați cu un fir care să vă placă. Ea se potrivește perfect aceasta și ținutelor de primăvară-toamnă, având lână în compoziție. Zic eu cu un pic mai puțin vara. Bumbacul se pretează la indiferent ce de ținuta de vară. Asta cu mai degrabă lucrați cu acril. Cred că și cu un Alize Diva are și foarte, foarte bine, că și Alize Diva este un picuț elastic. Deși am lucrat cu același număr de piciorușe și la una și la alta, aceasta se potrivește măsurii S, un picuț spre M, dar la asta vine perfect la măsura M, fiind elastică, da? Îmbracă foarte bine talia, se cambrează foarte, foarte bine. Chiar și bretelutele sunt un picuț mai elastice, deci dacă e spatele mai lat, deci se potrivește, v-am spus, pentru că este elastică. Deci cu un fir elastic merge exact cum am lucrat eu cu croșetă numărul 4, merge și pentru măsura M. Cu un fir de bumbac pus în două, cum am pus eu aici, nu merge, adică trebuie probat și văzut dacă ajunge la măsura M. Bun ar fi, dacă vreți să faceți la fel, să lucrați cu o croșetă 4,55 și atunci, cu siguranță, și aceasta cu bumbac merge pentru măsura M. Așa, deci eu am o schemă după care am lucrat. Să vă spun cum am gândit, cum am făcut eu. Deci am pornit pe 123 de ochiuri de lanț. Pentru am ieși 16 secvențe de acestea. De fapt, sunt 15 plus încă una. Deci, cum începem? Dacă vreți să faceți pentru o măsură mai mare, poate vreți să lucrați cu un fir mai subțire și cu o croșetă mai mică. Atunci, vă mai trebuie, deci ne trebuie multiplu de 8 plus 3. Deci, multiplu de 8 pentru a ne ieși, cum am făcut eu, 15 secvențe, 15 ori 8 fac 120, plus încă 3 secvența din capăt, da? Deci, dacă cineva vrea să lucreze pentru o măsură să mai adauge încă 2 secvențe în plus, ar mai adăuga încă 16, da? Deci la 123 ăștia sunt cele 3 din capăt clar. Deci nouă ne trebuie să adăugăm câte 2 secvențe exact. De ce? Pentru că ne trebuie 2 secvențe ca să facem bretelutele de aici din spate. De aceea nu trebuie adăugat doar una, ci două. Deci 123 cu 16 ne dă 139. Deci la 139, dacă lucrați cu o croșetă, ce știu, 3,5 cu un fir 3 cu Alize Diva, și atunci vă vor ieși aici în spate, în loc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vă vor ieși 10 secvențe în spate, iar pe laterale păstrați exact modelul. Asta este singurul lucru pe care, adică în felul acesta puteți adapta. Iar aici la bretelutele din spate,
Eu am făcut un anumit număr, veți vedea pas cu pas în tutorial, dar voi, dacă acum depinde cât de înaltă e persoana, pentru că na, una e să ai 1,55 m, alta e să ai 1,90 m. Bretelutele acestea, trăgând de ele, deci să fie, cum să spun eu, întinse la maxim, trebuie să vină undeva la nivelul omoplaților. Până acolo lucrați grupele acestea. Și apoi pe o parte și apoi și pe cealaltă, exact la același nivel. Da? De aici vă voi arăta eu cum se prind pas cu pas. Iar la partea din față, la fel. Deci trebuie să vină, deci îmbinarea, deci de aici de unde se unesc, aceasta vine peste umăr spre în față și în față la fel. Deci trebuie măsurat. Puneți pe voi și vedeți exact cât aveți nevoie. Eu n-am cum să vă spun, să vă sugerez, să vă indic cu câte grupe de acestea faceți. Trebuie măsurat pe voi. Și dacă se întâmplă, faceți pe o parte. Trageți și puneți pe voi, prindeți vestuța, pentru că părțile acestea sunt terminate. Și vedeți că e prea mult, desfaceți de acolo și mai deșirați un rând, două și pe parte și apoi faceți partea astălaltă. Sau dacă este prea puțin și se trage, desfaceți și mai adăugați. Nu-i niciun fel de problemă. Partea aceasta poate să rămână un picuț mai jos. Mai prelungiți de aici încă o grupă, două, mai prelungiți din față o grupă, două și faceți în așa fel încât să vă ajungă. Sau desfaceți dacă vi se pare că ați făcut prea mult. Se poate adapta foarte, foarte ușor. Totul e să aveți grijă și să măsurați. Deci, ce mai aveți nevoie? De un ac, ață, iar pentru floricelele acestea vă trebuie și doi năsturei. Dar o să vedeți la momentul potrivit. Uitați ce frumusețe! Nu știam de un astfel de fel de a face floricică, da? Arată perfect, da, veți vedea cât de ușor ies și acestea. Haideți să pornim la lucru, dar nu înainte de asta țin să vă mulțumesc din tot sufletelul că lucrați alături de mine. Vă sunt complet recunoscătoare că sunteți din ce în ce mai mulți în fiecare zi. Vă sunt recunoscătoare că îmi lăsați comentarii și că îmi dați like la videoclip dacă vă place. Vă mulțumesc din tot sufletelul că distribuiți videoclipurile, le-am văzut pe grupuri, am văzut pe pagina voastră personală, mie mi-arată pe, cel puțin când distribuiți de pe pagina mea, se vede câte distribuiri sunt și văd uneori 20, 30, 50 de distribuiri, ceea ce pentru mine înseamnă extraordinar de mult. Asta e că auziți ceea ce vă spun eu și că mă ajutați în felul acesta, ca astfel de videoclipuri să devină virale, să fie văzute de cât mai multă lume și în felul acesta să fie lucrate de cât mai multă lume, pentru că sunt niște frumuseți. De ce să nu ne bucurăm cât mai mulți de aceste frumuseți dantelate? Acum să pornim la lucru, dragilor. Și voi lucra exact conform schemei și s-a pornit pe 123 de ochiuri de lanț. 123 am făcut și eu aici. Și începem să lucrăm rândul 1. Facem două ochiuri de lanț și în ochiul 1, 2, 3, în ochiul 4, facem două piciorușe duble. 1 și încă 1, în același loc. Două ochiuri de lanț, sărim 1 în următorul, facem două piciorușe duble. 1 și încă 1. Această grupă o vom repeta destul de des pe parcursul modelului nostru. Acum, două ochiuri de lanț, sărim 1, 2, deci 1, 2, în al treilea, facem picioruș scurt, două ochiuri de lanț, sărim 1, 2, în al treilea, facem două piciorușe duble, 1, 2, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, sărim 1, în al doilea, facem două piciorușe duble. Două fire și așa e că îmi lucrez cu două fire și încerc să lucrez și unifor.
astfel facem până la sfârșitul rândului. Deși pare că se lărgește aici un picuț, veți vedea că în timp ce lucrați, ochiurile se așează la loc. Da? Adică nu rămâne gaură aici. Deci facem o dată perechi de câte două peciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, dar cu un ochi sărit aici între, o dată două ochiuri de lanț, sărim două, facem picioruș scurt. Da? Exact așa facem până la sfârșitul rândului. Deci, aici am făcut grupa, facem două ochiuri de lanț, sărim 1, 2, în al treilea facem picioruș scurt, 1, 2, sărim 1, 2, în al treilea, de aici facem grupa, facem întâi două piciorușe duble, 1 și încă 1, două ochiuri de lanț, sărim 1, în următorul, două piciorușe duble, 1 și încă 1. Și astfel continuăm și facem pe tot parcursul rândului. Și am ajuns la sfârșitul rândului, am început cu o grupă, rândul, da? Dar, vedeți că întâi am făcut cele, am sărit, avem 3 ochiuri de lanț. Deci, practic, la începutul rândului sunt 3 piciorușe. Exact la fel trebuie să încheiem și rândul, da? La prima grupă. Încheiem cu o grupă, la fel, și ca să fie exact ca și la începutul rândului, mai facem încă un picioruș dublu. Deci, la început și sfârșit de rând, la primul rând, avem câte 3, da? Pentru că și aici am avut ochiurile de lanț, deci acolo unde am sărit, am făcut din al patrulea, și apoi am făcut încă două piciorușe duble în același loc. Deci încheiem rândul exact la fel. Eu am 16 astfel de secvențe, 16 astfel de grupe pe tot acest prim rând. Începem rândul 2. Deci rândul 1 și 2 practic se vor repeta pe tot parcursul lucrului. Deci la rândul 2, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întoarcem. Aici, între grupele de câte două piciorușe, vom face din nou grupele, 1, 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și încă 2 piciorușe duble exact în același loc, și asta vom face pe toate partea de corp a vestuței. Aici, unde am făcut două ochiuri de lanț și am prins cu picioruș scurt, de data aceasta facem 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, și sărim la grupa următoare și facem două piciorușe duble, 1 și încă 1, două ochiuri de lanț, și încă două piciorușe duble exact în același loc. 1 și încă 1. Din nou sărim peste secvența aceasta și face 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Și trecem la grupa următoare. Pe sub cele două ochiuri de lanț, aici unde am făcut două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Bine, pe primul rând cu un ochi sărit aici. Facem din nou grupele. 1, 2 piciorușe duble, două ochiuri de lanț și încă două piciorușe duble exact în același loc. 1 și încă 1. Și astfel facem pe tot acest rând 2. Da? Deci grupele din nou și cu 4 ochiuri de lanț între, până la sfârșitul rândului. Și am ajuns la sfârșitul rândului 2 și v-am spus că începutul și sfârșitul de rând trebuie să semene. La începutul rândului, cum am făcut? Am făcut cele 3 ochiuri de lanț și apoi am sărit și am făcut cele 2 grupe pe mijloc. Da? Așa trebuie să-și încheiem rândul. Deci am făcut cele două grupe și încheiem cu un picioruș dublu. În al treilea ochi de lanț. Deci nu deasupra piciorușului dublu aici, ci în al treilea ochi de lanț de aici, de pe margine. Ca să poată să iasă frumoasă margine. Da? Și acum, pe rândul 3. 3 ochiuri de lanț, întoarcem,
vom face 6 rânduri pe parte de corp. Pe toate cele 6 rânduri, pe aici vom face piciorușele duble, grupele. Deci 1 și încă 1, 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și încă 2 piciorușe duble. La rând după aceasta, aici, pentru că e rândul 3, se repetă rândul 1. Cum facem? Două ochiuri de lanț, cum am făcut la rândul 1. Prindem pe sub ochiurile de lanț aici, facem picioruș scurt, două ochiuri de lanț și din nou grupele de câte două piciorușe duple. 1 și încă 1. Două ochiuri de lanț și încă două piciorușe duple. Apoi trecem la secvența următoare, două ochiuri de lanț, pe sub cele patru ochiuri de lanț facem picioruș scurt, două ochiuri de lanț și din nou grupele și așa facem pe tot parcursul rândului. Deci avem deja rândul 1, 2 și 3. Terminăm 3-ul și apoi 4, 5 și 6, care se repetă. Deci, singura diferență e că la un rând facem 4 ochiuri de lanț între secvențe, iar la un rând, ca aici, 2 ochiuri de lanț, piciorul scurt, 2 ochiuri de lanț. Pe aici vor fi de fiecare dată câte 2 piciorușe duble cu 2 ochiuri de lanț și iar 2 piciorușe duble. Asta e tot modelul pe parte de corp a vestuței. Exact cum arată și schema. Da? Dacă vă uitați pe schemă, exact același lucru arată. Deci o dată e cu cele patru ochiuri de lanț, o dată cu prindere. Iar aici, pe tot, uitați, rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și am făcut, dragii mei, cele 6 rânduri. Vedeți ce frumos iese? Cu bumbac se așează super, super. Și cu bumbacul acesta pus în două, ca să aibă ținută, fiind vestuță. Deci, după ce am făcut cele 6 rânduri, acum vom lucra partea de un piept pe o parte și apoi pe cealaltă. Ele sunt simetrice. Te vă voi arăta la unul din ele. Deci, la rândul 7, vedeți că ne ducem doar cu 4 secvențe, exact același model. 4 secvențe încheiate cu picioruș dublu la, după cea de-a 4-a secvență. Apoi, la rândul 8, reducem deja și nu mai facem secvență întreagă, facem jumătate, vedeți că sunt doar două piciorușe duble, da? La rândul 9 se sare și peste această jumătate și rămân doar două secvențe, la rândul 10 sunt doar cele două din mijloc, la rândul 11 doar două, vedeți că se repetă rândurile următoare, dar vă voi arăta pas cu pas. Bun. Suntem deci la rândul 7. Eu am făcut deja cele 4 secvențe, da? Vedeți că am 1, 2, 3, 4, exact ca la rândurile anterioare, dar aici încheiem secvența cu picioruș dublu, dar nu deasupra ochiului de lanț, niciodată, deci nu deasupra lui, ci în ochiul de lanț de lângă. Aici încheiem secvența. Acesta, deci, e rândul 7. Rândul 8. Rândul 8, 3 ochiuri de lanț. Am zis că reducem, întoarcem, pentru că lucrăm doar pe partea de piept. Reducem și facem, deci, pe mijloc, doar două piciorușe duble. Nu mai facem secvență întreagă. La capetele de rând, da? La rândul acesta mic, din 4. Și am făcut două piciorușe duble. Acum, 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Pe mijloc, cele două secvențe le facem normale, grupele de piciorușe duble, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și încă două piciorușe duble, 1 și încă 1. Între secvențe, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, din nou grupele de câte două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și unu. Și aici la capăt de rând, exact cum am început rândul, 1, 2, 3, 4, facem doar două piciorușe duble,
jumătate din secvența de pe rândul anterior și, bineînțeles, piciorușul dublu de la încheierea de rând, în al treilea ochi de lanț aici. Acum am încheiat rândul de fiecare dată. Rândul următor, deci acesta a fost rândul 7, la rândul 8, rândul 8, pardon, rândul 7, rândul 8, la rândul 9, deci începem, sărim și peste această secvență. Asta ce înseamnă? Că facem, deci e rândul unde facem două ochiuri de lanț, picioruș scurt, două ochiuri de lanț pe mijloc aici. Sărind peste secvența aceasta, cum facem la începutul rândului? Facem trei ochiuri de lanț, întoarcem, da? Trei ochiuri de lanț care țin loc de piciorușul dublu de la începutul rândului. Adică sărim peste secvența asta, așa că mai facem încă două ochiuri de lanț, deci în total au fost 5. Prindem cu picioruș scurt, două ochiuri de lanț și continuăm cu micuțul rând, cu modelul obișnuit până acum. Asta în dreptul, pe mijloc aici, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Și încă unul. Aici, pe mijloc, două ochiuri de lanț, picioruș scurt, două ochiuri de lanț. Încă o secvență, că sunt cele două de pe mijloc, care se repetă câteva rânduri. A scăpat unul din fire. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Și încheiem rândul exact cum am început. Deci, două ochiuri de lanț, picioruș scurt, două ochiuri de lanț și direct piciorușul dublu. În al treilea ochi de lanț aici, da? În capăt. Și în felul acesta am terminat și rândul 9. La rândul 10 facem trei ochiuri de lanț. Da? Deci la rândul 9 avem două secvențe întregi, deci exact cum v-am arătat. Aici am pornit cu 5 ochiuri de lanț, adică 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș și cele două ochiuri de lanț care alcătuiesc partea aceasta dintre secvențe. Și aici exact așa am și încheiat, cu două ochiuri de lanț picioruș scurt, două ochiuri de lanț picioruș dublu. Cum începem rândul, așa trebuie să-l terminăm. Bun, deci am zis, la rândul 10 facem doar secvențele de pe mijloc, și la rândul 10 și la rândul 11. Adică am făcut 3 ochiuri de lanț, întoarcem și trecem direct și facem cele două din mijloc. Deci două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. E rândul unde între secvențe facem 4 ochiuri de lanț. Următoarea secvență. Două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Și la încheierea rândului, deci am zis că nu mai facem, adică rămân, cum începem rândul, așa îl terminăm. Facem direct picioruș dublu în al treilea ochi de lanț. Nu, aici am avut 5 ochiuri de lanț, da? Deci exact pe mijloc prindem aici. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, da? Și exact pe mijloc, în al treilea de aici, și rândul arată exact la fel, la început și la sfârșit de rând. Da? Exact cum arată aici la început, așa arată și aici la sfârșitul rândului. La rândul următor, exact ca și rândul anterior, trei ochiuri de lanț și trecem și facem direct cele două grupe. Acesta este deja rândul,
aici, ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rândul 11 suntem. Două piciorușe duble, două fior de lanț, două piciorușe duble. Deci exact ca și rândul 10 este rândul 11, singura diferență e că pe mijloc facem două ochiuri de lanț, piciorul scurt, două ochiuri de lanț și din nou grupa. Două ochiuri de lanț și celelalte două piciorușe duble. Și încheiem cu piciorul dublu. În al treilea ochi de lanț, deci, ca la fiecare sfârșit de rând. Asta a fost rândul 11. La rândul 12, schimbăm pe mijloc, de aici se schimbă. Deci, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întoarcem, facem cele două grupe, doar că pe mijloc schimbăm. Deci două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble și pe mijloc nu mai facem ca până acum, facem picioruș dublu, deci fără ochi de lanț. Oh, stați că n-am făcut al doilea picioruș aici, pardon, am mai greșit așa, să știți, și a trebuit să mă întorc. Deci am făcut grupa întreagă. Acum pe mijloc nu mai facem cele patru ochiuri de lanț, dăm după croșetă direct, facem picioruș dublu exact pe mijloc, două ochiuri de lanț și din nou picioruș dublu exact pe mijloc. Și acum grupa întreagă. Ce am schimbat pe mijloc. Ne pregătim să facem breteluța din față. Aici secvența întreagă, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, piciorușul dublu de la începutul, de la sfârșitul rândului. Din dorința de a lucra uniform, lucrez cam strâns ochiurile astea de lanț și de aceea la sfârșitul rândului mi-e cam greu să intru cu croșeta. Bun, deci acesta a fost rândul 12. La rândul 13 începem să reducem de pe margine. Și reducem cum am mai redus. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Facem doar jumătate de secvență aici, deci doar două piciorușe duble, 1 și încă 1, fără ochi de lanț, fără nimic, pe mijloc aici facem 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și încă 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Și încheiem micuțul rând, ca și până acum, ca și la început, ca și până acum. Aici doar două piciorușe duble, ca așa am făcut și la început. Și bineînțeles cu piciorușul dublu de la sfârșitul rândului. Și în felul acesta am terminat și rândul 13. De la rândul 14 în sus vom lucra exact la fel. Deci de aici încolo începem breteluța. Deci facem 3 ochiuri de lanț, întoarcem și facem direct, uite că așa ne arată. Deci la rândul 13 a fost cu jumătate de secvență, da? Și pe parte și pe alta. Și de la rândul 14 vom avea doar pe parte și pe alta picioruș dublu sau 3 ochiuri de lanț și pe mijloc 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Și lucrăm pe toată partea de bretea. Până aproape de nivelul umărului. Depinde de fiecare, dar trebuie să țineți cont că lucrătura este elastică, da? Deci am făcut 3 ochiuri de lanț. Aici 3 piciorușe duble,
Deci la partea de bretea nu mai facem doar câte două, ci câte trei. Trei piciorușe duple. Două ochiuri de lanț și încă trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Și picioruș dublu, un al treilea ochi de lanț aici. Și așa vom lucra pe toată partea de bretea. Deci, 3 ochiuri de lanț, întoarcem de fiecare dată, pe mijloc 3 piciorușe duble, două ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Două, trei și, bineînțeles, piciorușul dublu de la sfârșit. Continuăm. Acum fiecare cât are nevoie. Pornind de aici, numărată breteaua, 6, 8, 10 secvențe, fiecare în funcție și de cât de înaltă este persoana. Da? E pe măsurate aici.